Handbaliștii de la CSM Alexandria s-au impus pe teren propriu în fața celor de la Teutonii Ghimbav cu scorul de 41-25. După acest rezultat, elevii lui Liviu Candidatu sunt promovați matematic în Liga Zimbrilor. Astăzi am întâlnit echipa CSM Ghimbav în play-off. Din meci pe care l-am câștigat, l-am controlat de la început până la sfârșit. Ne bucurăm de această victorie, aveam nevoie de această victorie să ne consolidăm locul 2, care este direct promovabil în Liga Națională. Chiar dacă mai sunt 3 etape până la finalul competiției, din punctul meu de vedere nu mai avem cum să pierdem această poziție. Ne bucurăm de victorie, ne bucurăm de o atmosferă frumoasă pe care am avut-o în tribune și nu în ultimul rând ne bucurăm pentru îndeplinirea obiectivului propus la începutul acestui an competițional. Mulțumim publicului care a venit la meci. A fost un meci ușor, ne l-am făcut ușor de la început și datorită rezultatelor suntem în prima ligă. A fost un meci foarte disputat astăzi împotriva echipei din Ghimbav. Am pregătit meciul foarte bine. Știam cumva și din urma rezultatelor celorlalte echipe că dacă astăzi câștigăm vom fi promovați matematic în Liga Zimbrilor. Le mulțumim de asemenea suporterilor care ne-au susținut la fiecare meci, în număr foarte mare, și ne-am dorit foarte mult astăzi victoria, am muncit foarte mult pentru ea, am fost și în formă și sperăm ca în Liga Zimbrilor să facem o figură frumoasă. Din play-off-ul de promovare au mai rămas 3 etape. CSM Alexandria cu 21 de puncte nu mai poate fi ajunsă din urmă de a treia clasată CSM Oradea, care are 10 puncte. Pe prima poziție este HC Odorheiu Secuiesc cu 25 de puncte, echipa hârghiteană fiind și ea promovată în elită.